pentru că ai adus, camerelor de la BD, pentru că ai adus vorba de optică, după părerea mea, o lentilă bună, un obiectiv de calitate e mai prețios decât o cameră actuală, pentru că indiferent cât de actuală și câtă tehnologie are o cameră digitală, dacă îi pui în fața senzorului un obiectiv, o optică de mai puțin performant, atunci șansele de a nu funcționa totul cum trebuie sunt foarte mari. De aceea mizez pe optică de calitate, chiar dacă în spatele ei se află o tehnologie poate mai veche, da? De generație trecută. Imaginele vor fi de calitate. Asta e foarte important de știut. Da, da. Mulți omit treaba asta și am văzut foarte multe persoane care investesc foarte mulți bani într-o cameră scumpă și folosesc obiective. Evitând investiția în optică. Așa este. Deci poți să ai un body, un aparat de fotografiat, da? Dar să ai mai multe obiective care să-ți permită acoperirea unei plaje cât mai largi de fotografie. Fiecare obiectiv vede în felul lui, vede în felul în care, sau mă rog, vede, e un mod poetic de a spune, captează imaginea în felul în care a fost construit. Un unghi mai larg, un unghi mai îngust, cu un desen al... Construit și mânuit de cel care folosește. Cu un bokeh diferit, da? Sunt mulți fotografi celebri care folosesc o anumită optică pentru că le dau un neclar special și ei mizează pe treaba asta. Adică pleacă cu efectele din momentul când... By default, să spunem. By default, exact. Și îi ajută în modul lor de a se exprima în fotografie. Lumea face multe fotografii, mai ales în weekend. Așa este. Urmează weekendul. Da. Da? Da, da, da. Cu aparatele de fotografiat mai mult sau mai puțin sofisticate, cu telefoanele mai mult sau mai puțin sofisticate, la petreceri, că urmează două zile de răsfăț, așa, la plimbări prin parc, prin natură, portrete, selfie-uri, self-portrait, da? Deci da. Sunt folosite aceste aparate la masă cât te ține bateria. Așa? Da, eu de exemplu am mai multe baterii. În caz că se consumă, le schimb și... Este o recomandare pentru toată lumea. Absolut. Chiar dacă ai un telefon performant, e bine să ai și o baterie externă, pentru că nu știi niciodată dacă folosești la maximum camera plus browserele de internet, cu siguranță bateria se va descărca foarte repede. Lumea folosește la toate vârstele, vreau să spun. Da, da, da. De la cei mai mici copii pe care îi vedem cu... telefoanele în mână, până la oameni mai în vârstă care au telefoane, fac poze, fac fotografie de portret sau de neportret, de orice fel de încadratură. Sunt fericiți oamenii când fac fotografie. Da, da, da. Pentru că o fac, cum spuneam, din bucuria de a avea în imagini această bucurie, o persoană dragă. Această bucurie o aveam și eu când eram mic, pentru că aveam un aparat de fotografiat, sigur, un aparat de fotografiat cu film. Am avut și Zmena pe... Celebrul Zmena, și Zmena, am avut și film pe, și aparat cu film pe 70 de milimetri și pe 35, deci clasic. Așa am avut și 70, sigur că s-au distrus. Între tine ar fi plăcut să le am, măcar ca amintire. Dar atunci lumea nu era atât de nebunită după fotografie. Da. Pentru că nu exista această tehnică exact atât de avansată. Dar totuși lumea dorea și atunci să facă poze. Cu siguranță, da. Să facă fotografie. De când s-a inventat fotografia, lumea vrea fotografie. Da, pentru că, după părerea mea, fotografia înseamnă viața. Într-un fel sau altul documentată. Uite, am fost acolo, uite, sunt aici, uite, mă duc acolo sau mai știu ce. Și, practic, cu fotografia o văd ca pe o fabrică de amintiri, dacă vrei. Și o transmitere peste timp a unor emoții, a unor momente, care nu putem face altfel sau mai bine decât cu fotografia. Se spune că dacă vrei să călătorești în timp, cel mai la îndemână instrument este fotografia. Pentru că, un album de din păcate, fotografii. Putem călători doar în trecut. Da? Dar poate cine știe, să inventează aparatul în care să călătorim și în viitor. Dar dacă vrei să retrăiești niște momente, de ajuns să deschizi un album sau un fișier cu fotografii, și practic un fișier. Un fișier, da. Cu vremea albumelor. Bine, da, dacă stăm să ne gândim la cuvântul fișier, poate fi, nu? O asociere acolo. Și este foarte ușor să retrăiești niște momente și să revezi un clip drag, da? De ajuns să dai un click sau, nu știu, să deschizi un album. Și... Cât de important este
fotografia de portret în managementul acestor încadraturilor? Păi este foarte important. În primul rând, știm cu toții, toți avem câte o fotografie la buletin, da? Deci fără ea nu există buletin, sau invers. Probabil este încadratura cea mai folosită din lume. Da, și cea mai urâtă. Sau urâtă în sensul că urâm. Ne urâm fotografia din buletin, pentru că e o fotografie martor în care trebuie să se vadă absolut toate caracteristicile și particularitățile chipului și mulți dintre noi vrem să le ascundem, că nu ne place ridul, că nu ne place poșul. Pentru asta s-au inventat și aplicațiile și programele de editare fotografică. Exact. Iată că, na, totul vine cumva în sprijinul consumatorilor și iubitorilor de fotografie și nu e o chestie rea. Poate undeva e prea mult, în sensul că e greu să ținem pasul, dar dacă avem puțină răbdare și... Știi foarte bine că rețelele de socializare au dat naștere unor curente extrem de violente, da? Lumea studiază atât de mult profilul, portretul și face câte un set de 200 de fotografii ca să aleagă una singură. Da. Aici e un alt fenomen. Cred că ține cumva de imagine, care știm cu toții, o imagine bună vinde. Și deci în zona comercială. Exact, în zona comercială. Și odată cu treaba asta au apărut și personaje care efectiv s-au dezvoltat pe rețelele de socializare. Mă refer la influencer și așa mai departe. Da. Care studiindu-și alimentând și creând o imagine care de multe ori nu știu la care e legătură cu realitatea, dar dacă e vorba de un brand sau vor să să vândă anumite produse, va trebui să aibă o anumită imagine. Și atunci da, sunt foarte multe persoane care pică cumva în capcana asta. Nu știu dacă e bine să ai rău, numai că trebuie să fim atenți. Iar dacă ținem cont de o singură chestie, că ar fi bine să avem o măsură în toate, atunci putem să păstrăm un echilibru absolut normal și decent în absolut tot ce facem, inclusiv în fotografie. Inclusiv în fotografie, desigur. Da. Și am ajuns și la finalul întâlnirii noastre, mi-a făcut mare plăcere. Și mie. Ce ne propui pentru data viitoare? La ce te gândești? Sergiu, ce întrebare îmi pui? Ai uitat cum mă cheamă? Mă cheamă Gândilă. Tot timpul mă gândesc, da? Dar... Foarte inspirată această replică, da. Nu știu. Adică știu multe, dar nu știu la ce vrei. Va fi o surpriză. Surpriză să fie atunci. Mulțumesc mult. Așa rămâne. Mulțumesc.